Bună ziua, bun găsit! Suntem la Gorjul în direct. Astăzi este alături de mine prietena și colega mea, Irina Stoian. Bună ziua, bine ai venit, Irina! Bine că am venit! Nu, nu e luni, e marți, dar tot e bine! E ploaie, e mai răcoare! Da, în sfârșit, avem și noi niște temperaturi mai omenești, ca să spun așa, dar cred că bucuria noastră e de scurtă durată, că am înțeles că o să vină iar un val de căldură. Mă rog, știi că vorbeam, că tot în microbuz, că vorbesc cu toată lumea despre emisiune și vorbeam despre căldură, despre ce ni se întâmplă și o doamnă mai în vârstă așa îmi spune, păi da, dacă ar veni, uite, de la 37 de grade, mâine am avea ger, nimeni nu s-ar mai mira, știi? Exact. Da, deci oricum e bine, cel puțin acum, în momentul ăsta, după o ploaie mărunțică, s-a mai limpezit un pic aerul, respirăm un pic mai bine. Hai să vorbim. Deci, astăzi, cum am deschis televizorul, am văzut știrile, e o nouă ordonanță de urgență care se pregătește să apară cu austeritate, iar austeritate, iar s-a învârtoșat așa guvernul și zice că va tăia tot felul de chestii. Nu știu cât timp îi va lua să implementeze și măsurile astea. Despre ordonanța asta a austerității s-a vorbit foarte mult, mai ales anul trecut, mai ales anul acesta. Acum se pregătește o alta. Vom vedea ce se va întâmpla. Cert e că guvernul trebuie să se înscrie într-un deficit de vreo 7%, dacă am reținut eu bine, așa, să țină cheltuielile în frâu, să mai taie de pe unde reușește, în mod special de la cei care lucrează la stat, de la bugetari. Pe de altă parte, am văzut tăieri și de indemnizații pentru copii, acele, uite că am un lapsus acum, copii orfani. Copiii care n-au decât un singur părinte nu mai primesc acele burse sociale decât condiționate. Adică dacă părintele ia un salariu mai mare de salariul minim pe economie, dacă am înțeles eu bine, nu mai primește acel ajutor de stat. E vremuri bune, nu cred că o să fie prea. Semnale sunt că nu o să fie prea bine din 2025 încolo. De aceea, Irina, hai să comentăm un pic. Bine, că avem și problema asta cu un scandal național cu pensiile. Am văzut ce a ieșit din toată recalcularea. O parte dintre guvernanți spun că s-a făcut o recalculare prima de acest fel după 30 și ceva de ani. Dar uite că vedem așa, că cele mai vulnerabile categorii au... riscă să nu mai primească nicio majorare timp de 5 ani, ca așa scrie în PNRR-ul făcut de USR, după această recalculare. Dar revenind la ordonanța de urgență care se pregătește cu tăieri bugetare, cu, chiar cu niște lucruri foarte neplăcute pentru salariații din minerii și energie, de fapt nu numai pentru ei, pentru salariații din companiile de stat care vor rămâne fără bonusuri. Dacă acele companii în care lucrează sunt pe pierderi sau, nu știu, n-au înregistrat profit, deci vremuri bune nu o să fie, Irina. Da, bine, trebuie despărțite aceste bine, două aspecte. Bine, la cum le-am prezentat eu. Deși sunt legate sunt între legate, ele. Da, da. Pentru că, unu, acea... recalculare de care spuneai tu, recalcularea pensiilor, care a creat foarte multe nemulțumiri și astăzi am fost și noi la Casa de Pensii, aici am văzut oamenii care vin cu plicurile pe care le primesc prin poștă, cu acele decizii de recalculare ce nu le sunt favorabile, că logic, nu vine să se plângă cineva care primește o 2000 de lei nu știu, în plus. Da. Ne spuneau reprezentanții casei de pensii, avem 1400 de persoane în județ care au primit la recalculare peste 2000 de lei, adică peste 20 de milioane sunt. Totuși 1400 de oameni care nu cred că au avut pensia minimă. Ei n-au primit oamenii ăștia cu pensii, cu pensia aceea de
1281 de lei este minimum. Sunt oameni care au primit sume de la un leu. Bine, o să vedem că probabil o să ni se spună în perioada următoare. Între un leu și 500 de lei. Este totuși diferența, adică una e să primești un leu în plus. Mi se pare o bătaie de joc, nu știu de ce mai anunță chestiunea asta. Și alta este să primești 500 de lei. Sunt totuși niște bănuți. Dar din totalul de 80.000 de pensionari din județul Gorj, 20.000 au primit decizii cu pensii pe minus, calculate în minus. Sunt totuși 20.000 de oameni care au primit pensii, mă rog, decizii de recalculare a pensiilor în minus sau cărora li s-au menținut. 20.000 de oameni de la Da, noi? 20.000 din 80.000, doar pentru 60.000. Adică este vorba de un sfert. Un sfert dintre pensionari fie nu au primit deloc bani în plus în urma recalculării, fie au primit decizii cu Pe pensii în minus. minus. Nu. Da. Bine, spun reprezentanții casei de pensii și am văzut, au tot repetat reprezentanții guvernului că le vor rămâne pensiile pe care le primesc și acum, în cazul în care pe decizie scrie că li s-a calculat Da, mai ei primesc puțin aceiași decât. bani, Da, indiferent de ce scrie dar în decizie, da. decizia de recalculare este practic actul oficial care stabilește cât are un om în baza calculului făcut pe baza legii actuale, legii în vigoare, și pensiile alea calculate în minus, care ajung la 700-800 de lei, îți dai seama că îi sperie pe oameni, că avem oricum un guvern, am avut de-a lungul anilor guverne tâmpite, am avut guverne irresponsabile, avem guverne care nu ne anunță pentru că nu au niște prognoze, pentru că nu au niște specialiști, pentru că la noi situația nu este una care să poată fi anticipată, adică oamenii ăștia să aibă și niște planuri pe perioade măcar medii sau medii și lungi și pe noi ne anunță așa, ai văzut de la o lună la alta sau de la câteva zile, N-au făcut chiar și la simulări, câteva zile. n-au Exact. calculat niciun fel de impact social. Sunt oameni care erau în pragul infarctului când și-au văzut decizia. Da, sunt oameni care s-au speriat când au văzut, pentru că trebuia să-i anunțe din timp, să le spună, este posibil să fie decizii cu pensii mai mici, dar nu scad pensiile. Și, Dar trebuia să li se spună dar mai înainte este să o primească chestiune, decizia. da, mai este o chestiune, Mihaela. Le-au trimis oamenilor deciziile acestea. Dar încearcă acum să-i calmeze, să le spună că nu le vor scădea pensiile. Păi de ce Dumnezeu le-ai mai trimis? Că au fost, Ei, nu sunt știi că și județe, data trecută despre asta vorbeam. unde s-a blocat trimiterea deciziilor și e vorba de mii de decizii de pensionare. Păi pentru recalcularea pensiilor au fost angrenate niște, nu știu, sume, pentru că e vorba și de softuri în care s-au băgat bani Cred că a și fost o cheltuială softurile nu mare de tot costă, da, pentru câteva stat. mii de Da. lei, asta cu siguranță. Ei, da, este o tâmpenie recalcularea asta din punctul meu de vedere, atâta timp cât nu ajută categoriile vulnerabile. Că este un pensionar care oricum are o pensie mare din care își permite să trăiască și își permite, nu știu, chiar să facă concedii, excursii și așa mai departe, și îi mai dai, nu știu, 1.000-2.000 de lei în plus, nu este un ajutor pentru pensionarul respectiv. Ar fi o chestie benefică dacă tu ai reușit să ajuți categoriile vulnerabile, adică vulnerabile, să ajuți pensionarii ăia care au 1.200 de lei. Nu să le trimiți o decizie, să le spui, a, păi uite, vezi,
De fapt, pensia ta ar fi de 750 de lei, dar noi suntem Cum am băieți vorbit de buni atâta? și nu o Da. să-ți micșorăm pensia. Ce-o Păi și lăsăm atunci atât. de ce să te votezi? O să spună pensionarul că eu am crezut în promisiunile tale, că tu o să ne duci și pe noi cu pensiile un pic mai sus. Pe noi ăștia care abia supraviețuim. Pe pensionarii care, ai văzut, își calculează La cât, centimă. da, cât trebuie să dea, Medicamente, da, cât să facturi. dea pe rețetă, cât Da. să dea Poate pe mai au și vreun ceare? Vă dați seama. cât să dea pe combustibilul de iarnă, pentru că au și utilități, pentru că trebuie să mănânce și ei, și așa mai departe. Da, repet, din punctul meu de vedere, este o, nu știu, a fost o strategie proastă a celor de la guvernare cu recalcularea aceasta care, repet, se întoarce împotriva lor. Dar știi că Pentru că mai un sunt niște sfert dintre oameni. pensionari, repet, un sfert dintre pensionarii din județul Gorj rămân la aceleași pensii sau au pensiile calculate în minus. Și legat de oamenii din minerit și energie de care spuneai tu că și lor Da, chiar domnul le vor fi Tivic, un fost afectate, lider da. sindical, fost protestatar, Da, nici lor s-a nu le trezit cu cresc, da, pensia nu le cresc pensiile, nici nu le recalculată pe scad. minus. Da, le sunt calculate în minus, dar măcar oamenii ăia au niște pensii bune. Că nu putem să spunem că minerii și energeticienii ies cu pensii mizerabile. Cei care au avut câștig de cauză în instanță, cei pentru care s-a calculat corect, până la urmă, în baza legii 197, da, au pensii bune, dar într-adevăr, lor nu le vor mai crește în anii următori pensiile, pentru că nu se mai indexează cu rata inflației, având în vedere că sunt acele calcule făcute în minus. Și acea asumare din PNRR a lui Ghinea, care a zis că timp de 5 Bine, ani o să mai fie PNRR-ul. majorate Păi, stai un pic, pensiile. că ne-a spus actualul guvern, nu, ne-a spus actuala coaliție că în momentul în care ei vin la guvernare, renegociază Au PNRR-ul. fost Au la Bruxelles, dar nu negociat știu ceva cât din au reușit să PNRR, ne-au rezolve. promis că renegociază și planul de restructurare de la CEO. Nu l-au renegociat și nu o să fie renegociat. Asta a dat de înțeles fostul premier Ciucă aici la Târgu Jiu vineri, a spus că energia aia pe cărbune a demonstrat-o vara asta că este importantă și o să ne mai bazăm pe ea, indiferent de planuri și de studii care se fac sau nu se fac. Noi am mai Adică, vorbit. Eu am impresia că oamenii nu, ăștia nu oamenii ăștia vorbesc, nu, au rupt orice vorbesc doar legătură în cu prezent, realitatea. exact, oamenii ăștia vorbesc doar în prezent, în contextul unei campanii electorale care va să înceapă cât de curând. Pentru că nu-i interesează că mint, nu-i interesează că minciunile lor o să fie până la urmă date în vileag. Că, Da, logic, nu dar poți să nimeni nu-i mai crede. Eu funcționezi nu știu. dincolo Eu de am impresia că niște asumări cu Uniunea oamenii ăștia Europeană. cred că vorbesc cu niște tâmpiți. Deci asta, eu așa am ajuns la concluzie. Nu, eu Ăștia cred care că ne conduc mulți și ne mint în fața dintre. așa, Nu, Mihai. frumos, au impresia că ei vorbesc de fapt cu niște tâmpiți, cu niște proști. Da, au impresia că Că altfel nu-mi vorbesc explic de ce să mintă cu atâta. unor oameni care nu știu despre ce este vorba. Da, asta cred, probabil. Zic eu, nu știu, că nu știu ce e în mintea lor și nici nu vreau să fiu în mintea lor, sincer. Oricum, cert este că, așa cum ai spus și tu, recalcularea a ieșit prost. Da, este un fiasco. Deși, să știi că există, sunt oameni care spun că nu s-a, e prima dată când s-a făcut o oarecare dreptate, în sensul că această recalculare e bazată strict pe contributivitate. Da, sunt și categorii care au de câștigat, că spuneam, un sfert dintre oameni
au pensiile calculate în minus sau rămân la același nivel, dar trei sferturi, mă refer aici strict la nivel de județ Gorj și bănuiesc că procentele sunt asemănătoare și la nivel național. Pentru trei sferturi dintre pensionari, da, s-a calculat cu plusuri, plusurile însemnând de la un leu, de Da, la un leu la am peste văzut. 2000 de lei. Dar, din punctul meu de vedere, este strict o apreciere proprie. Cei care au câștigurile foarte mari sunt cei care oricum aveau pensiile, au pensiile mari și acum. Cum vezi protestele, că au fost aseară proteste în Valea Jiului, Tot ale minerilor, tot da. ale minerilor, oamenii spun tot așa, că li s-a recalculat pe minus, că nu vor mai beneficia de vreo majorare a pensiei foarte mulți ani de acum înainte. Nu știu, toată țara e varză din cauza acestei recalculări. Nu, cum vezi că politic vor rezolva problema? Adică ce mai e de făcut? Păi, de făcut, mare lucru nu mai este. Probabil se vor baza pe cei, nu știu, pe cele trei sferturi dintre pensionari care au plus la pensie. Că e Spunea un suficient. analist E azi suficient. dimineață că Coaliția Vieții a pierdut vreo 2 milioane de votanți cu treaba asta, cu Bine. pensiile. Bine, acum este posibil să fi pierdut, pentru că, în general, orice guvernare se perimează, nu poți să ai doar măsuri pozitive și, automat, ai și voturi împotrivă. Acum depinde la nivel național cât este procentul celor cărora li s-au calculat în minus pensiile sau cei care au primit, nu știu, de la un leu, că spuneau ei sunt categoriile care primesc de la un leu. Păi, un leu este nimic, 5 lei înseamnă nimic, 10 lei înseamnă nimic. Adică nu știu dacă un pensionar care primește 7 lei în plus la pensie o să mulțumească Știi de ce pentru cred că lucrul a ăsta. fost o intenție de manipulare? Știi cum înainte să apară recalcularea spuneau pensiile nu vor scădea, vor fi majorate, nu știu, prima majorare, a doua majorare, a treia majorare. Știi că se vorbea despre... Niciodată n-au spus, exact ce zici și tu, n-au spus că de fapt e strict o recalculare. Strict o recalculare, nu o majorare cum fiecare. Așa a înțeles lumea. Că acum, în septembrie, va fi Un boom și o majorare, o să și că în primească ianuarie banii va înapoi. fi iar, și că uite așa. Mie, Înțelegi? repet, Și când s-au trezit bieții oameni cu deciziile, îți dai bine, seama câtă acum supărare gândește-te a că sunt provocat oameni, legea asta în sunt oameni populație. care, speriați de ceea ce se întâmplă, speriați de ceea ce văd la televizor, probabil se roagă să rămână cu aceleași pensii. Dar, atenție, pensiile calculate în minus, în următorii ani nu vor mai crește. Păi asta Și, spunem, da. repet, este vorba de acele categorii care primesc pensii mici, pensii mizere. Pentru că Ca să nu mai vorbim, ai 1200 de văzut? lei, 1200 de lei, uite, Uite, în mediul nevăzătorii. rural, Știi că și nevăzătorii au pățit-o da, acum. ei au niște După ce au indemnizații. problema asta majoră, da? Nu văd oamenii, da? Nu, la ei e întuneric. Înțelegi? Se descurcă extraordinar de greu ca să-și ia și o simplă cumpărătură, să facă o simplă cumpărătură. Le iei și bruma asta de bani. Și am auzit-o pe doamna Bucura că vor exista, eu nu știu, în complementare, ca să spun așa, alte măsuri sociale care să îi facă pe acești oameni foarte puternic loviți de această recalculare, să-i aducă la un nivel acceptabil și decent. Nu știu ce programe vor mai face ca Păi, să-i ajute pe nu știu ce oamenii ăștia. programe, dar probabil vor să dea impresia că fac niște pomeni și cu pomenile astea oamenii o să le mulțumească, o să iasă în masă la vot. Nu, este în continuare o umilire a categoriilor cele mai afectate din această țară. Pentru că dacă vrei, dacă îți respecti într-adevăr
populația, dacă ți respecti într-adevăr poporul, păi încearcă să protejezi, să-l protejezi, să-l ajuți. Nu-l ajuți dând pensii și mai mari unora care au deja pensii mari și arătându-le pisica ăstora care au pensiile cele mai mici din țara asta. Să le spui că tu nici atât nu meritai, dar îți Hai că-ți dau. dau, că sunt eu băiat de treabă sau guvern de treabă. Nu, atâta timp cât nu ai niște programe de protecție socială, că da, țara asta a ajuns așa pentru că guvernele de-a lungul vremii, după Revoluție încoace, nu au dat 2 lei pe protecția socială. Nu au știut cum să facă și să aplice niște programe de protecție socială. Oriunde în lumea asta, că uite, vedem acele reportaje cu etnici de-ai noștri care merg și fac probleme în alte țări și ni se spune, sau spunem noi, că da, stau acolo pentru că primesc de la statele respective niște ajutoare sociale. Da, Și într-adevăr așa e, da, da, și primesc. așa este. Și acele ajutoare, gândește-te, inclusiv pentru cetățenii din alte state, pe care cetățenii respectivele țări I-au adoptat, ca să spun da, așa. îi tot. Le tot permit șederea și îi și ajută ca să nu facă rele, să nu facă rele, să nu facă rău. Le dau acele Noi nu suntem în ajutoare, stare le să-i dau acel protejăm pe ei sprijin. noștri, da, păi dacă ar mai Da, veni păi acel și sunt o sprijin, grămadă de străini, forță de muncă, da, acel care nu vă sprijin spun că am în auzit niște afară lucruri. se calculează per persoană și este de, nu știu, câteva sute de euro. Păi, cum să nu convină unei familii care merge, stă în afară, nu face nimic, primește niște ajutoare sociale. Bine, nu sunt adepta încurajării lenei, dar pentru ceea ce eu numesc categorie defavorizată, cred că s-ar impune într-adevăr niște măsuri din partea statului. Și categoria asta defavorizată sunt acei oameni care au anumite infirmități, cum sunt nevăzătorii, persoanele care nu se pot deplasa, bătrânii care au pensii de mizerie, Familiile monoparentale. da, familiile cu un singur părinte. Acolo nu intervine nimeni pentru că nu știu, nu știu de ce. Și avem ministere peste ministere, avem minister al protecției sociale, avem minister al sănătății, avem minister al Ministerul familiei. Familiei, da. Păi și Până ce una alta, să proiecte știi fac că ăștia? minerii se pregătesc să dea în judecată în masă Casa de Pensii. Văd o știre, domnul Ion Popescu, dacă îl mai știi, fost lider de Da, da, sindicat da. și dumnealui, în partea Jilțului, acolo, la Turceni, spune că minerii vor da în judecată Casa Națională de Pensii. Și nu e singurul care anunță treaba asta. Domnul Crețan, de la Federația Națională a Muncii, a făcut apel tuturor către toți minerii și energeticienii de care au lucrat sau încă mai lucrează în complexul energetic Oltenia să fie foarte atenți. Că ce se întâmplă? Citisem o știre ieri, vreo, nu știu, câți foști salariați s-au dus la Casa de Pensii ieri ca să conteste deciziile pe care le-au primit. Și dumnealui, domnul Crețan, a spus: domnule, nu se poate așa ceva, n-au înțeles bine oamenii ăștia. Când decizie scrie că poți să o contești, dar la tribunal poți să contești decizia în 45 de zile. Oamenii ce au făcut? S-au dus tot la Casa de Pensii în loc să meargă la tribunal. Deci lucrurile nu cred, se vor încurca foarte tare în Mihaela, această hai să fim toamnă serioși. de Uite, campanie electorală, nu știu cum. și tu și eu și oricare dintre noi, în momentul în care avem o problemă și trebuie să mergem în instanță, ne luăm un avocat, că
sunt proceduri pe care trebuie să le faci, nu le cunoști și nu te descurci singur decât dacă ești, nu știu, foarte, foarte dus prin sălile de judecată. Altfel, dacă nu ești obișnuit cu procedura, trebuie să apelezi la un avocat. Păi, 20.000 de oameni din Gorj, 20.000 de pensionari care au calculate pensiile în minus, trebuie să își iau un avocat, 20.000 de oameni. Nu toți dintre ei au avut până acum pensii cu care să-și permită să plătească un apărător în instanță. Cred că tot asta va fi cea mai bună soluție cu comasarea acestor dosare. Știi? Dacă sunt pe aceeași problematică, pe dacă sunt din același domeniu de activitate, pe aceeași speță, adică trebuie să aibă niște factori comuni, că nu pot să meargă oameni din factor industria comun. Lemnului să facă o acțiune comună cu oameni dar care au lucrat în agricultură. Dacă au aceleași și probleme când e vorba de recalculare. Mă gândesc. Nu, că trebuie să aibă grupe care de au muncă, lucrat în aceleași exact. Condiții, indiferent că în siderurgie, în trebuie să aibă minerit, niște factori în comuni, da. Da, e greu. Dar fii atentă, greu. Cum a venit recalcularea asta și problema asta mare? După ce erau deja mii de procese împotriva caselor de pensii, știi? Da. Deci după ce erau deja probleme cu deciziile de pensionare calculate greșit, unele chiar calculate greșit intenționat, nu știu ce să mai spun, că sunt zeci de oameni care s-au dus să dea în judecată casa de pensii pentru că au primit decizii greșite. Așa. Deci toate astea, toată recalcularea asta, toată nebunia asta s-a suprapus pe o altă nebunie de care vă vorbeam. Presa, noi am scris și am vorbit despre lucrurile astea tot anul ăsta și anul trecut când au început să se dea decizii. Așa, cert e că nimeni, niciun funcționar de la casa de pensii n-a fost pus să plătească, chiar dacă a greșit. Acum vine și recalcularea asta. Dar și acum să știi că sunt oameni cărora li s-a greșit, pentru că am întâlnit chiar astăzi la casa de pensii oameni păi care sunt și greșite pe lângă recalcularea asta. Pentru că ei au depistat greșeala de calcul făcută în... la această recalculare și spuneau că nu le-au luat în calcul o anumită perioadă muncită care automat a afectat la scorul final. Da, dar știți, repet, acești oameni, da, acești oameni sunt trimiși așa fără nicio jenă la instanță. Nu poți să mergi la instanță dacă nu ai de bani. Cauză și chiar am primit, cred că tot de la domnul Prețan. Am văzut o adresă dar care nu vorbim doar de minerii și energeticieni, pensii... Mihaela. Ei, unul, au avut, uite că încă mai au nu, a fost niște condamnată lideri. Să plătească cheltuie de judecată și daune. Da, dar, repet, nu toți oamenii o să meargă în instanță, pentru că, nu unul, nu-și permit, doi, da, nici exact. Nu știu, nu se descurcă și mulți dintre ei o să rămână cu deciziile pe care le-au primit. Nu știu cum se va rezolva problema asta. Cert e că au supărat o țară întreagă cu treaba asta. Sunt o grămadă de analiști care spun, fiecare își explică și dau tot felul de amănunte care nu fac decât să nebunească lumea. Tot comunicarea stă în rezolvarea acestor probleme. Ministerul Muncii, care e la PSD, să vină și să facă un fel de ordine. Păi ce să mai facă nu știu ce ministerul? Să spun. Și că... casa de pensii care este la PNL să, nu știu, să rezolve da. Cu deciziile proaste deocamdată vedem, doar că oamenii ăștia se ceartă între ei, că iese ciolacul și atacă. Hai să vorbim un pic și despre congresul și, PSD, l-ai văzut? Și atacă. Am văzut o parte din o parte el, nu am putut eu. Să văd tot congresul, pentru că e, din punctul meu de vedere... nu neapărat o echipă a PSD-ului, pentru că vedem asta în toată politica din România. Oameni foarte slabi, oameni slab pregătiți, oameni care nu transmit nimic, oameni care nu știu
să capteze atenția pentru că nu prea au ce transmite. Sunt oameni din ăștia, nu neapărat șterși, goi așa pe dinăuntru, oameni care Repetă niște povești. nu repetă pentru că nici măcar nu pot repeta. Da, poți să îți formezi tu, să-ți faci un discurs pe care să-l nuanțezi atunci când ieși, să ai anumite puncte pe care trebuie să le subliniezi, să știi chestiunea asta. Sunt oameni care citesc în general, nu ai văzut că s-a citit, ori chestiunea asta cu ieșitul la tribună și cititul de pe niște hârtii nu este o chestiune naturală, pentru că se vede omul ăla în momentul în care citește, nu este natural, pentru că ceea ce transmite nu vine de la el, este gândit de altcineva. Se vede clar că încearcă să intoneze ceva și dă fals. Uite, E ca și când ai fi pe ton fals, pe un ton fals. Atunci, știi când falsează cineva, că tot apar chestiuni pe internet și noi ne amuzăm, că sunt chestiuni de care poți să râzi. Ei, eu am așa fost foarte este și cu atentă la discursurile citite. discursul domnului Ciolacu. Tu l-ai Foarte lung, urmărit bine, pe că anunța tot? se căsă. Ba da, am stat pe Nu. cuvânt, am stat și Eu ne-am nu am urmărit. putut să-l urmăresc pe Ba da, tot. ba da. Ce mi-a atras atenția, a avut vreo trei idei principale, din care pentru mine asta a contat: reindustrializarea țării. Dar așteptam, te rog frumos să mă crezi, așteptam, trăitoare în Gorj de atâta timp, scriind și vorbind despre ce se întâmplă cu mineritul de aici. Deci, când a vorbit de reindustrializare, a vorbit așa despre siderurgie, despre nu mai știu ce, oricum tot așa, ceva foarte important. Nu ne dă nicio vorbuliță despre sistemul energetic așa cum e el astăzi și cu nevoile de astăzi a domnul Ciolacu, și mi-am dat seama clar, deci nu e vorba că numai Burduja și numai Virgil Popescu au îngropat mineritul. Nu. Este clar încă o dovadă că cele două partide asta au făcut. Deci n-a scos Știi o ce? vorbuliță despre, scuză-mă un pic, despre sistemul energetic așa cum este el și de Pentru că nevoile lui, oamenii nu în percep sensul că această de chestiune, 3 Mihaela, ani, la de 2 nivel ani, național. noi vorbim de o renegociere a planului. A zis de Mihaela, renegocierea PNRR, dar da, nu dar pe omul nu înțelege. capitolul Gândește-te că ăsta. în țara asta sunt 42 de județe. De minerit suntem interesați doar noi și un pic din Hunedoara, adică aici, la Nu e intrare, adevărat. știi? Irina, gândește-te că sistemul ăsta Nu. s-a bazat Acolo unde mai există pe cărbune. mineritul pe cărbune, da. Păi despre asta e Păi vorba, nu, că dar e, practic cărbunele nu, dar vor să le e o elimine. problemă națională. E o problemă națională care la un moment dat Păi s-a nu. cerut a fi discutată în CSAT. Bineînțeles Stai că n-a puțin, ajuns că acolo. nu este problemă, este o problemă națională, dar care problemă națională are și un substrat din ăsta de afacere. Pentru că oamenii ăștia, în perioada asta în care noi tot discutăm de planul de restructurare, de închiderea capacităților pe cărbune, ei încearcă să ne tot livreze proiecte revoluționare, cum sunt că, apropo, uite, nu știu dacă ți-am zis ieri când am vorbit, că domnul Ciucă, după întâlnirea pe care a avut-o cu membrii de partid aici vineri seara, a ținut o conferință de presă. L-am întrebat și de planul de restructurare de la Complexul Energetic Oltenia, de fapt de Sistemul Energetic Național, și ne-a spus că este chestiunea asta publicată, este toată declarația legată de acest subiect, că la nivel european a fost regândită strategia și că acum prioritare sunt acele proiecte pe regenerabile și pe nuclear. Și că atâta timp cât noi ne încadrăm pe prioritățile Uniunii Europene,
pe care doar cele enumerate, adică regenerabile și Nuclear. nuclear, putem și noi să ținem complexul energetic Oltenia. Păi pe ce să-l ținem? Pe nuclear și pe regenerabile? Și că, atenție, mie asta mi-a atras atenția, dar nu a fost despicată așa de presa locală, că a fost o mare presă, o mare parte a presei favorabile PNL-ului acolo în sală Tu ai fost și singurică? nu am fost singurică din. Da, din zona asta mai rebelă, da. Din zona asta mai rebelă, Da, da. așa. Și a spus următoarea chestie, domnul Ciucă. Până acum, băncile europene nu acordau credite pentru această zonă de energie regenerabilă și nucleară și pe industria de apărare, de armament. Și că acum dau credite. Păi și ce să înțeleg de aici? Că o să luăm credite în viitor Să faci pentru regenerabile. industria de armament și pentru nuclear? Că Și tot a regenerabile. încercat. Pentru regenerabile e PNRR-ul, Da. știți? Știi? Ne dau ăștia bani să facem acele proiecte pe care oricum nu le facem. Dar le fac privații. Nu că ar fi un lucru rău, că Da, mă, noi nu avem tehnologie și eu am o de familie. captare. De ce? Dar Ne, am membrii familiei să care folosesc producă. panouri solare și e ok, e un lucru bun. Ce faci atunci când nu e soare, nu e vânt, nu e ce faci? Păi aici nu înțelegi. Poate luăm niște bani de la băncile europene să implementăm proiectele alea pe nuclear, Păi tocmai modulele s-a alea nucleare. deconectat unitatea 1 Păi de la nu, că Cernavodă. facem modulele alea, importăm modulele nucleare, SMR-urile. SMR-urile, care sunt foarte scumpe, pe care americanii nu le-au mai făcut. Știi, în Nu e Statele nimic, care facem Unite, noi. în Statele Unite, Experimentăm programul, noi. da, nu neapărat că le experimentăm, dar americanii au spus că este foarte costisitor, adică e foarte scump și ei au abandonat proiectul. La noi vine Ministrul Energiei și ne spune că noi o să-l facem. Păi da, dacă americanii spun că e foarte scump pentru ei, noi suntem mai bogați decât Noi americanii, suntem ni-l un permitem? vas în fundul Nu, bol și cutichie de aici margarita este sau ceva. problema, că Da. suntem prea tăcuți. Că nu cred că toți oamenii din țara asta sunt atât de bătuți în cap încât să nu-și dea seama că se fac niște experimente cu banii noștri, pe banii noștri, pe cârca noastră, pentru că orice credit pe care îl accesează guvernul înseamnă un credit E o luat, datorie pentru noi exact, și noi trebuie luat să plătim 40 și din ceva de buzunarele în noastre. timpul vieții noastre. Noi avem o Exact. cotă uriașă de Care o să plătit. crească pentru Da, pentru că a tot datoriile pe care crescut le-au făcut ei. datoria. Înțelegeți? Deci cam asta este. Noi ne-am apropiat de final. Nici nu știu cum Și nu am trece vorbit de timpul. ordonanța Așa austerității am cea începusem. nouă, da. Hai, repede un Păi, pic, mai avem vreo 3 da, minute. a mai fost dată și anul trecut, doar că anul trecut a Da. fost dată la sfârșitul anului, pentru Acum. o lună. Acum vedem că este dată, e posibil să intre de la 1 septembrie. Adică să intre în septembrie, octombrie, noiembrie, În decembrie, ultimele 4 patru luni. luni, da. Ce înseamnă asta? Că nu o să se mai facă niște cheltuieli. Teoretic, știți că s-ar putea să-și revină, că-și aduc aminte că e campanie electorală și sunt alegeri. Păi da, Dar stai deocamdată puțin vor că să taie. am mai aflat astăzi o chestiune importantă, că sunt instituții inclusiv la nivel național care, așa pe ultima sută de metri, fac o grămadă de achiziții pentru că ele știu că, adică acum, Până la 1 în septembrie, ultima cumpără tot. săptămână, exact, Cumpără de cumpără toate. tot ce se poate cumpăra. Au fost achiziționate inclusiv laptopuri, ceva de genul ăsta, într-un număr Mă știa anul colosal. trecut ce și-au luat directorii de la CEO. Tot așa, știau că vine ordonanța asta de care spuneam, asta a austerității, Da? și au luat. Chiar se dăduse, dar nu știu cât de mult se va aplica. În fine, și-au luat scaune din alea ergonomice și nu mai știu Păi, ce, ca dacă să stea stai foarte mult pe bine. scaun, e mai Da. greu pentru coloană cu un scaun din ăsta fix, solid, S-au dur. făcut o confuzie. Nu, cred că imediat după accidentul mortal de la Jilț Sud,
când oamenii spuneau că n-au ce le trebuie în carieră și nu știu ce, ei și-au luat scaune, Da, cert e că fotolii ordonanța ergonomice. asta ar trebui să blocheze angajările la stat, Păi așa au spus. să blocheze cheltuielile inutile și să blocheze parangheliile. Adică să nu mai poată să organizeze Festivaluri, da. festivaluri cu lăutari, cu Doar știi dacă sunt ce? sponsorizate. Din punctul meu de vedere, ce se întâmplă la noi este cum să spun, nu neapărat o bătaie este și o bătaie de joc, pentru că poți să organizezi zilele unei comunități fără să iei nu știu ce interpreți din ăștia care sunt foarte scumpi. Avem Poți să faci vedete. petreceri câmpenești, cum erau odată, nu? Și Tu acolo chem trebuie să subliniezi specificul zonei. zonei. Da. Trebuie să, nu știu, să scoți în evidență valorile Hai că o localității. să mai discutăm despre ordonanța Dar asta cu siguranță, dacă Irina. avem bani de aruncat, de ce să nu-i aruncăm pe fereastră? Da, o Cine să crezi vorbim că o cu să siguranță. fie președinte? Ai ultima întrebare. Nu pot să spun deocamdată, chiar nu Nu, pe știu, cuvânt, nu știi? nu pot să intuiesc cum o să fie campania asta electorală, pentru că încă nu văd candidații. În momentul în care o să văd toți Păi, candidații, deocamdată avem pe domn Simion, pe domn Ciolacu, pe domn Ostaș, pe păi stai domn puțin să Ciucă. vedem dacă o să fie toți. De ce crezi că ar Da, fi eu cred că este posibil să vedem niște schimbări? schimbări, da. Da? Da. Răsturnări de situație? Cred că răsturnări de Nu, situație doar la niște. Ciolacu. Nu văd. Să se răzgândească, nu știu, și să nu Nu, mai. Ciolacu nu are cum să se răzgândească pentru că este președintele celui mai mare partid din Păi nu, dar România. dacă se sucește PSD-ul și după aia și spune PSD-ul că vrea să-l susțină pe Geană, aia e. Păi, cum să spună PSD-ul fără Așa auzisem la președintele un moment lui? dat, Nu, o da. să vedem. Repet, o să Vom vedem vedea. care sunt candidații și în momentul ăla o să ne dăm seama. Și când Da, începe nu, campania, cine intră în nu, nu, turul hai să 2? schimb întrebarea. Deci nu pe cine, dar pe cine ai vedea tu președinte mai bun, să zic, care ar fi mai potrivit pentru funcția asta din cei care bănuim că Pe vor cel mai candida? puțin prost dintre ei. Serios. Și Eu cine m-am e cel mai săturat de puțin oamenii. prost? Unul cu care să nu fie chiar atât de jenă. Că mie, sincer, când ies oamenii ăștia, mi-e jenă. Mi-e jenă și să mă mai uit la ei. Și când îi văd așa cum vorbesc și ce prostii debitează și cât de natural sunt așa în prostia lor, mi-e jenă. Iohannis cum a fost? Absent. Măcar a fost absent, știi? Măcar nu Da, ne-a. măcar Da. a Vom trăi și vom pozat. A vedea. fost Irina, mulțumesc președintele mult. care doar a pozat în președinte. A pozat și a cheltuit, a tocat la bani până a făcut și în conjurul planetei, de vreo 2 ori, cred. Da, a Sau cel făcut, l-a puțin o făcut. dată. În fine. Bine, să știi Și că. și-a secretizat cheltuielile ca să nu Da, mai. dar în continuare se Da. fac cheltuieli. Să nu crezi că oamenii ăștia care Păi da, merg mă, dar nu se duc acum. cu avioanele alea de lux să Nu, dar vadă. gândește-te că, uite, cum a fost Unde a fost în Congo? Că nu mai știu domnul dacă a fost Ciucă. în Congo, Domnul domnul Ciucă Iohannis. a fost vineri seara aici la Târgu Jiu, s-a întâlnit Terminăm cu acum. membrii PNL. Apoi a avut și o conferință de presă, apoi a plecat pe aici, pe la Turceni, Fondul de vânătoare? spre Craiova, că a doua zi a fost la Craiova. Da, noi am Dar, terminat. atenție, nu a fost cu o mașină personală și a fost cu o echipă după el. Păi, s-au chefuit Pe ce oamenii bani? după Păi aia, nu, dar că. pe ce bani? De E, pe ce? ce bani? Păi pe banii noștri. Merg toți, nu doar domnul Ciucă, toți merg pe banii noștri în Da, perioada asta. mulțumesc mult, Irina. Mulțumesc și eu. A trecut foarte repede această emisiune. Bine, cu tine aș mai sta încă o oră, fără Păi mai probleme. vorbim Mai după. vorbim Mergem în după. redacție și Da. continuăm să Vă mulțumesc discutăm. mult dacă v-ați uitat și astăzi la Gorjul în direct. Vă aștept și mâine la aceeași oră. Numai bine, la revedere!